Putem să spunem că suntem plictisitori prin a repeta acest obiectiv de luptă cu numerarul și de a ciopli din ce în ce mai mult din procentul de plăți cu numerar. Deci vom continua aceste eforturi, atât prin campaniile noastre pe care le facem, din promovarea și stimularea plăților cu cardul, atât prin promovarea strategiei naționale de încurajare a plăților cu cardul în sectorul public, plăților electronice în general în sectorul public, și aici v-am spus cele trei discuții pe care vrem să le continuăm cu guvernul. Vom continua eforturile de extindere a rețelei de acceptare cu focus pe IMM-uri și comercianții online. Fac o mică paranteză, e-com nu este foarte important numai pentru Visa Europe, este foarte important pentru Visa în România, unde de asemenea avem un volum foarte important pe online, de plăți online. Știm că românilor le place să cumpere online și unde știm că avem ceva de lucru în a ușura accesul la plățile cu cardul în condițiile de maximă securitate. Știm că trebuie să facem mai multă educație aici pe modul în care se cumpără online în condiții de securitate și de aceea la programul de educație financiară anul acesta vom adăuga un modul separat de educație financiară în online care va oferi din nou informații fundamentale despre modul cum intri online, modul în care îți faci o cercetare online atunci când vrei să cumperi, cum cumperi, ce trebuie să ai în vedere, cum alegi produsele, cum plătești în final. Am spus extinderea programului de educație financiară Bani IQ până la 500.000 de persoane până în 2015. Și, bineînțeles, extinderea plăților contactless în România, precum și lansarea de noi produse inovatoare pe platformele mobile. Suntem puțin în urmă față de Europa, așa cum Berna spunea, în Europa deja s-a trecut de masa critică, de acel tipping point. În România, cred că suntem sub 200.000 de carduri și device-uri contactless în momentul de față, deci foarte la început. Cu toate acestea, în trimestrul 1, suntem siguri că vom avea 6 mari emitenți de carduri și 6 acceptatori de carduri care vor intra pe piața de produse contactless. Unii deja sunt, îi știți, dar în primul trimestru acest numărul lor va ajunge până la 6 și 6, ceea ce va asigura, practic, atât intenția de distribuție, de vânzare pe segmentul de carduri și telefoane mobile, cât și pe segmentul de acceptare a plăților contactless. Știm, foarte importantă este extinderea rețelei de acceptare a plăților contactless, pentru că fără upgradarea terminalelor existente la contactless, nu ai, băncile nu văd de ce să emită aceste carduri. Deci, cumva rețeaua de acceptare trebuie să meargă cu un pas înainte pentru ca apoi emiterea să vină și să ajungem la acea conversie a portofoliului actual de carduri la carduri contactless. Și nu în ultimul rând, pentru că lucrurile merg foarte repede, odată început asaltul telefonului mobil cu proiectul de Mobile NFC de anul trecut, suntem convinși că vom mai avea câteva lansări importante de servicii pe telefonul mobil în România în 2014.